Salut, sunt Marcel Cristocea și astăzi o să vorbesc despre Sony 85mm G-Master F1.4. Are o construcție solidă. Parasolarul se montează foarte ușor. Îmi place foarte mult inelul pentru diafragmă. Poți să-l pui pe auto și setezi diafragma din aparat sau din acest inel. De la F16 la F1.4. Această opțiune are și o setare în care este foarte smooth, deci pentru filmat nu se mai aude și puteți să reglați diafragma din acest inel. Am montat obiectivul pe aparat și vreau să vă arăt cum funcționează inelul de pentru setarea diafragmei. Deci începem de la 1.4 până la F16 și ultima treaptă este auto. Când este auto, pot să modific din aparat diafragma. Este foarte util pentru filmat. Dezactivăm modul în care faceți un click la fiecare treaptă. Și să zicem că începem dintr-un cadru întunecat și apoi deschidem ușor diafragma, fără să alunce un zgomot. Inelul pentru focus merge foarte precis, este destul de soft și ușor de folosit. Mare opțiune aceasta de a bloca focusul, deci dacă realizezi fotografiile la aceeași distanță, poți să blochezi focusul și să continui să faci poze.